Peste un sfert din populația UE a primit cel puțin o doză de vaccin anti-COVID-19, a anunțat Comisia Europeană, și peste 9% dintre locuitorii blocului comunitar sunt de acum complet vaccinați. În detaliu, cel puțin 153,8 milioane de doze au fost administrate la aproximativ 112,4 milioane de persoane, reprezentând 25% din populația Uniunii Europene. Bruxelles a fost puternic criticat pentru lentoarea campaniilor de vaccinare în UE din cauza întârzierilor în procesul de aprobare a reglementărilor și a deficiențelor AstraZeneca în livrări. În pofida accelerării recente, UE rămâne în continuare în urma Statelor Unite, Israelului și Regatului Unit. În Italia, multe localuri de pe plajă au primit undă verde pentru deschidere în weekend, partea unui proces de redeschidere treptată a țării. Italia a început acest proces în ultima săptămână cu redeschiderea școlilor, muzeelor și cinematografelor. În Franța, barurile și restaurantele, dar și unitățile culturale și magazinele neesențiale se vor putea redeschide pentru clienți pe 19 mai. Țara este în al treilea lockdown național de pe 3 aprilie. Germania va ridica restricțiile pentru persoanele vaccinate anticovid chiar din această săptămână, mișcare criticată ca discriminatorie împotriva tinerilor.